Episcopul, un episcop autor
la nivelul compozitorilor, la nivelul lui Tanga, la nivelul lui Chiriescu, altora mare, mari cărturari și mari cunoscători. Biserica, așadar, își are identitatea ei și își are frumusețele ei, care împreună cu alte frumuseți, cu alte virtuți care izvorăsc tot din Sfânta Evanghelie, constituie identitatea noastră culturală și națională. Pentru aportul care l-a adus și acum, domnul profesor, pentru că s-au depănat pe caierul vremii 20 de ani de când suntem împreună. Ei sunt foarte tineri, dar unii din ei sunt de înainte. Și mă bucur foarte mult și fac lucrul acesta ca să ia pildă și ceilalți preoți de București, ca să facem așa o promovare a valorilor noastre românești, care în același timp însemnează o prezență noastră, o prezență noastră în lume. Și ce prezență, la ce nivel de gândire, de exprimare a tot ceea ce urechea și sufletul nostru simte în calitate de fii ai Bisericii Ortodoxe Române. Niciodată niciun credincios să nu se îndoiască de adevărul, de viața Ortodoxiei, de viața strămoșilor noștri, a inimilor, a gândirilor, a viețuirilor, de când au auzit ei pe moșia noastră strămoșească cuvântul învierii, cum a izbucnit seara aceasta și la domnul profesor și la corala copiilor, bucuria învierii. Nici o credință, nici o religie nu are exprimată cu atâta putere și cu atâta transfigurare a ființii umane adevărul învierii, cum l-au făcut sfinții noștri părinți ai Bisericii, cum sunt și cei din neamul nostru, sfinții din calendarele noastre. Vă ofer în scurt timp, nu am ținut de cuvânt, această decorație cu împlinirea 20 de ani, de când slujesc cu nevrednicie, dar cu dragoste multă biserica noastră strămoșească. Thank you.